Îmi revine bucuria, dar și onoarea, de a explica pe scurt titlul evenimentului care va avea loc aici la Iași, Întâlnire Mariană cu tinerii și familiile, și explicând acest titlu să pătrundem în conținutul întâlnirii de pe 1 iunie de la Iași. Aș vrea să fac acest lucru în 4 puncte, 4 idei principale, 4 cuvinte. Primul cuvânt, chiar dacă nu face parte din titlu, este cel de sărbătoare. Vom trăi la Iași o autentică sărbătoare. O sărbătoare, în primul rând, pentru toți credincioșii Bisericii Romano-Catolice, care îl vor întâlni pe Părintele lor spiritual, de aceea Papa Francisc este numit și Sfântul Părinte. De aceea este o sărbătoare de familie. În acest sens, imaginea care va fi distribuită în toate parohiile romano-catolice vor să aibă în centru pe Părintele Spiritual, Sfântul Părinte Papa Francisc, dar și locul care este foarte important pentru identitatea noastră catolică aici în Moldova, și anume Catedrala Romano-Catolică din Iași, noua Catedrală Sfânta Fecioară Maria Regină. Dar va fi o autentică sărbătoare și pentru toți ieșenii și pentru toți moldovenii de alte confesiuni care vor participa la această întâlnire, întrucât rezonează cu valorile pentru care Papa Francis se angajează într-o manieră atât de eficientă. Valorile unității, valorile reconcilierii, dreptății, libertății și valorile care construiesc o societate mai umană. Așadar, vom avea o sărbătoare, iar ca la orice sărbătoare, ne vom asculta unii pe alții, vom cânta și ne vom îndrepta inimile către Dumnezeu. Al doilea cuvânt, întâlnire. O sărbătoare a întâlnirii. Privind desfășurătorul călătoriilor Papei Francisc și ale celorlalți suveran pontifi în general, dar privind și desfășurătorul acestei vizite în particular, putem observa că orice vizită papală care are o anumită durată, la noi vor fi 3 zile, are în principal 4 tipuri de evenimente. Un prim tip de eveniment este cel cu caracter strict oficial, în care Papa întâlnește autoritățile centrale, locale, în care Papa se întâlnește cu reprezentanții corpului diplomatic și ai societății civile. Un alt tip de eveniment este acela în care se întâlnește Papa Francisc cu reprezentanți ai celorlalte confesiuni. Aici la noi va fi o întâlnire cu prefericitul Părinte Patriarh Daniel, cu Sfântul Sinod Permanent al Bisericii Ortodoxe Române și de asemenea o întâlnire în noua Catedrală Ortodoxă de la București. Un al treilea tip de eveniment este cel cu caracter strict liturgic. Va consta în celebrarea unor sfinte liturghii sau unor rituri. Duminică la Blaj va fi și ritul beatificării a 7 episcopi greco-catolici. Un al patrulea tip de eveniment, și aceasta ne interesează și pe noi, este cel al întâlnirii, în care Papa Francisc dorește să întâlnească bogăția umană și spirituală a poporului care îl primește. Un astfel de eveniment va avea loc la Iași, în care experiența de credință și experiența umană, culturală, a credincioșilor catolici, dar și a tuturor moldovenilor, se va întâlni cu mărturia de credință și de rugăciune a Papei Francisc, cu carisma pe care Sfântul Părinte Papa o are și o dăruiește tuturor. Așadar, o punere împreună, o întâlnire dintre o experiență de credință, o împărtășire a bucuriei de a crede, cu experiența și mărturia, mesajul Papei Francisc. În acest sens, înțelegem și mesajul special pentru întâlnirea de la Iași, să mergem împreună împărtășind bucuria credinței. Întregul sens al întâlnirii de la Iași va fi acela al unei împărtășiri,
a împărtăși bucuria de a crede, a împărtăși bucuria de a avea încredere. Știm că încrederea este cel mai important și mai valoros capital al unei persoane și al unei societăți. Dar în același timp, împărtășirea bucuriei de a construi împreună o cultură atentă la nevoile profunde ale celuilalt. Papa Francisc insistă de multe ori asupra construirii unei culturi a întâlnirii. Și cred că este foarte semnificativ că în fața Palatului Culturii din Iași va avea loc un eveniment care dorește să contribuie la construirea unei culturi a întâlnirii. Trăim cu toții într-o lume foarte aglomerată, unde trăim unii lângă alții, dar ne este atât de greu să trăim unii împreună cu alții. Acest titlu de întâlnire nu este ceva superficial, ci are o profundă încărcătură umană, o cultură a întâlnirii, a împărtășirii experienței credinței, dar și experienței de a avea încredere. Încredere în propriul destin ca popor, încredere în ceea ce putem construi împreună. Acesta ar fi al doilea cuvânt și al doilea punct. Al treilea cuvânt. Întâlnire mariană. Întâlnirea care va avea loc la Iași va fi mariană, întrucât se va desfășura având în centrul atenției pe Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului. Întreaga vizită a suveranului pontif poartă amprenta ocrotirii Sfintei Fecioare Maria. Asta observăm din logo-ul principal al întregii vizite. Îl avem aici într-o formă mai mare. Este Sfânta Fecioară Maria care ocrotește, protejează și mijlocește pentru tot poporul român. Doar că la Iași, caracterul marian, adică de ocrotire a Maicii Domnului pentru acest popor, este integrat și în titlu și de aceea va fi mult mai puternic. O amprentă spirituală așadar puternică, pe lângă amprenta umană de cultura întâlnirii și o amprentă spirituală prin prezența rugăciunii către Sfânta Fecioară Maria. De ce întâlnire mariană aici la Iași? V-aș explica lucrul acesta punând împreună ziua și evenimentul. Acest eveniment va avea loc sâmbăta și în prima sâmbătă a lunii. Pentru credincioșii catolici, ziua de sâmbătă este ziua dedicată în mod special rugăciunilor către Sfânta Fecioară Maria. În Sâmbăta Sfântă, ne apropiem de Paște, tradiția consideră că singura care și-a păstrat credința și speranța în Fiul Său care era mort și înmormântat a fost Maica Sa. Și de aceea ea a devenit femeia Sâmbetei Sfinte, cea care și-a păstrat credința și speranța când totul părea un faliment. De aceea, credincioșii romano-catolici se roagă în mod deosebit Sâmbăta Sfintei Fecioare Maria. Un al doilea element. În 1917, la Fatima, au avut loc mai multe apariții ale Sfintei Fecioare Maria, care au fost atestate și aprobate apoi de biserică. În cadrul acestor apariții, Sfânta Fecioară Maria a cerut o devoțiune specială în prima sâmbătă a lunii și astfel credincioșii romano-catolici, în prima sâmbătă a fiecarei luni, fac o rugăciune specială de încredințare și de consacrare către inima neprihănită a Sfintei Fecioare Maria. Aceste lucruri nu sunt întâmplătoare, ci îi ajută pe credincioșii catolici care vor veni la Iași în prima sâmbătă a lunii iunie să se roage împreună cu Papa Francisc către Sfânta Fecioară Maria și să aibă un moment înălțător de rugăciune. Este un eveniment spiritual. În al patrulea cuvânt, de fapt, e expresia. Întâlnire mariană cu tinerii și familiile. Acest titlu ne indică protagoniștii evenimentului de la Iași. Cu toții sunt invitați, cu toții sunt așteptați, dar protagoniștii întâlnirii cu Sfântul Părinte vor fi tinerii și familiile. De ce tocmai ei? Ne putem întreba pe bună dreptate. Pentru că în Biserica Catolică, în ultimele decenii, a crescut foarte mult grija față de provocările la care trebuie să facă față tinerii și în mod special familiile. Ultimele sinoade ale episcopilor care au avut loc la Vatican au avut drept temă familia și tinerii.
Chiar ieri, pe 25 martie, la sanctuarul Marian de la Loreto, din Italia, Papa Francisc a semnat un document sub formă de scrisoare adresată tuturor tinerilor, pentru a-i încuraja în drumul lor, pentru a le asigura o formare integrală și pentru a le încredința lor misiunea de a construi viitorul întregii societăți. Pe de altă parte, gândindu-ne la realitatea noastră românească, nu putem să nu vedem marea problemă a plecării tinerilor, a faptului că mii și mii de tineri pleacă în fiecare an în străinătate pentru a munci, pentru a-și construi un viitor, dar acest lucru provoacă uneori rupturi în familiile care rămân aici în România. Iar Papa Francisc a ales să îi întâlnească pe tineri și familii tocmai pentru a transmite un mesaj special de unitate. Să mergem împreună. Motoul general al vizitei poate fi aplicat în diferite modalități la toate evenimentele care vor avea loc. La evenimentul de la Iași, să mergem împreună este referit în special la realitatea tinerilor și a legăturii lor cu familiile. Cu familiile aici ne gândim la o familie lărgită, cu trei generații, unde sunt bunici, părinți, copii, tineri care pleacă. Și de aceea va fi un apel pentru o nouă alianță între generații. Generația părinților și a bunicilor, cu generația tinerilor și cea a copiilor. În concluzie, dacă privim întregul program al vizitei Sfântului Părinte, putem observa că specificul întâlnirii de la Iași ține de locul foarte important pe care îl vor avea simpli credincioși laici. Copii, tineri, părinți, bunici vor avea ocazia de a împărtăși cu Sfântul Părinte bucuriile, preocupările, dificultățile, experiențele lor, mărturia lor de credință. Din acest punct de vedere, este un eveniment deschis către toți aceia care simt la unison cu toți cei care doresc să promoveze valorile familiei și valoarea unei formări integrale a tuturor tinerilor. Ultima idee. Un vis care a devenit realitate. Aș vrea, pentru a înțelege acest vis, să vă uitați la această imagine în care îl avem pe Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea și de sub pe urmașul său, cel care va veni după Papa Benedict al XVI-lea, Sfântul Părinte Papa Francisc. De ce o întâlnire cu tinerii? Pentru că aceasta era dorința Sfântului Ioan Paul al II-lea când a venit în România acum 20 de ani. O dorință pe care nu a putut să o împlinească. El însuși, pe aeroportul de la Otopeni, în ultimul său discurs pe care l-a avut în România, în 1999, spunea aceste lucruri. Dragi tineri din România, aș fi vrut să vă întâlnesc personal. Din nefericire, nu a fost posibil. În aceste zile, Duhul Sfânt vă încredințează vouă tinerilor visul lui Dumnezeu, ca toți oamenii să facă parte din familia sa, ca toți creștinii să fie una. Tinerii pe care Papa Ioan Paul al II-lea a dorit să-i întâlnească în 1999 sunt familiștii de astăzi, care în 2019, împreună cu copiii lor, mulți adolescenți și tineri, vor împlini acel vis, vor participa la întâlnirea Papei Francisc cu tinerii și familiile de la Iași. De aceea este un vis care a devenit realitate, un vis al Papei care a devenit realitate prin Papa Francisc, dar și un vis al nostru care a devenit realitate și sperăm că această întâlnire să dea naștere la noi visuri pe care apoi noi să le putem realiza în timpul ce va urma. Vă mulțumesc pentru atenție!